sau că Estela a fost dusă la spital, la, iar Libby e cu ea. A? Poate chiar e la spital! Tu! Cât e operația? Văleu, cât e? 75 de mii de euro! Sunt un număr necunoscut. Ah! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Suntem la al doilea episod din Între două lumi. Episodul trecut a fost un prim episod greu de digerat. Acțiunea s-a întâmplat chiar din primele secunde ale serialului. Oare cine rezervă acest episod? Nu uitați să lăsați un like și să trecem la treabă. Hai să vedem, să vedem ce se întâmplă. Gata, gata, gata. Cine era la telefon? Oare cine era? Bă. Man, you're not... Hey. Hey. N-am auzit. Libby s-a întâmplat ceva? Hey. Oh, ah! M-am ucis direct, o zis. O muri, mama! Nu știu ce e mai trist. Ce? A zis cum a făcut. Ta nasol. Of. Ce? Of. Băi, asta. Man, asta chiar e aiurea. N-aș vrea să mi se întâmple mie. Este cea mai ciudată reacție. Doamne ferește, moare. Nici în glumă să nu spunem. Moare mama cuiva. Băi! A murit mama. A murit mama, ești prost? Aie. Vă rog frumos. Băi, îmbrățișează. Ia-i tensiunea, pulsul. Pupă, frate. Pupă, mai măi. Eu ți-am zis că ți rostești banii degeaba, tu nu mai crezi. Acum, să știu ce mai vreau. Putea să bage 75.000 de euro în asfaltul ăla de acolo. Da, 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 îți pare. Băi, spune că o iubești. O iubești. Dacă tot am plătit banii ăștia degeaba, adică nu i-am plătit degeaba. Dar nu pot, nu pot, deci nu pot cu maneaua aia pe fundal. Legend, nu pot. Încerc să mă concentrez pe muzica asta, așa. Dar nu pot, să aud de o manea de la o cad de pe aici. Sau de pe aici. Opriți-o leacă muzica în sat, bă, când se filmează. Vă rog, fără, acum fără catering. Opriți-o leacă, băi, dar se filmează să toarnă un serial aici. Și ascultați Manelin. Ceasul mare, bă, la 12 ziua. Manelin, bă. Bă, dar le-ar sta bine la Denisa și cu Andreea. Denis și cu Andreea, nu? Împreună. Vreau ca Livi. Livi? Cine-i Livi? Livi mai rog. Livi? Da. Adela. Adela. Care și e? Săracă. Orfană. Orfană. Vreau ca Livi și Adela să se mute cu noi în casă. Hă! Tu ai nebunit din casa mea. Nu? E și a mea. E și casa mea. Andreea e și casa mea. Și ce dacă? Jumatea mea, deci și eu pot lua decizii, da? Are dreptate, Gagica. Și ce ai vrea? Și ce ai vrea? Să facem o ruletă, să împărțim casa aia în două. Ce vrei? Auzi, ce vrei? Eu, din 50% din casa și 50% din acțiunile firmei, îi ajut pe secretarea în casă. Așa că părerea ta chiar nu mă interesează. Stai puțin, dacă... Am bubnit-o și mi-a asta râs. Mă rog frumos, voice crack-ul, fata asta. Am bubnit-o râs. Ne-a bubnit râsupitoază. Așa că părerea ta chiar nu mă interesează. Stai puțin, dacă... Stai puțin. Băi, dar... Băi, stai puțin. Vă rog frumos să continuăm. Te aduci, te dau afară. Mă dai afară? Te da. Dau afară. Auzi, hai să ducem un avocat. Și da, îți las fie casa, dar 50%. Îmi dai bani? Serios? Și îți las fie casa, ori îți dau eu ție bani și îmi lași mie casa. Ai dat un bani, bani în casa mea? Hai, pa! N-am dat bani în casa mea. Hai că te știu. Prea... Pleacă, Denis, totul ești eu la laș, ok? De unde te-a părut caietul ăla? Bună, Adela! Adela? Are aflat de... Păi, eu aflat. Adela. Ce? Adela. Livia. Dar n-au!
Bă, vă rog frumos, cumva ăsta i-a zis, băi, vreau să am grijă de voi, că îmi pare, chiar vreau să am grijă de voi și vine, dar nu-mi trebuie, bă, niciodată, la ce, dai tu grijă de mine, ce cu tine, bă, nu mă vezi că-s bine, că-s adevărat, că așa, ce? Trebuie să mai pun un pahar cu apă, nu se mai poate, bă, sunt fiert, deci m-aș uita la ăsta să, Doamne, în mod neironic, chiar m-aș uita, frate, când mănânc sau când ceva legit, chiar este foarte tare, mă jur pe viața mea, băi, poate da, nu-i cu camere, nu-i făcut, nu știu, na, scopii până la urmă. Bă, da, o făcut cu ce-o avut, bă, asta recomand tuturor, bă. Bravo lor, bă, sănătate, în cinstea lor. Deci Stella era măsa lui asta. Și Adela îi prietena lui Livia, nu? Și măsa a murit sau ceva în genul. Și astea două și aia, Andreea și ăsta-i Denis, am înțeles. Aha. Ha, treci, vii, faci, pe așa, pum, vii, mi-ai gătit, mi-ai făcut o porție de paste. Uai. Bă, nu spune că a murit! M-am speriat dacă se cuvânt. Pleacă și-l lasă să odihnească, bă. O, dar nu mai dați o leacă cu ciocanul, bă, că vrea fata asta să doarmă. Mamă, ce dau aia cu ciocanul. Fac șnițele acum. Adela, ce faci? Adela? Fac! Nu! Nu! Oh, am crezut că... Juri! Dar juri, mă scuzați! Oh! Andreea! Au rămas mute astea două. Dar ce, au venit să-și iau pereche de chiloși, ce aveți? Ce vă uitați așa? Shit, nu-i... Ce-o-i pățit? Văleu! Văleu! N-am vrut, Doamne, iartă-mă! Doamne, n-am vrut să râd. Ferească, băi, ce păcat am făcut, dar n-am... Nu mai ajung la rai, s-a terminat, nu pot să cred. Sunt prea prost, lege, sunt foarte, nu că sunt prost, sunt extraordinar de prost. Cum să zici că ai leucemie și să încep să râzi? De ce? Mă rog frumos, uite-te-o leacă. Dumnezeule, și-o râs și-o asta. Și-o acoperi râsul. Cum așa, păi? Oleu, nu mai are forță. Fuck, nu-i bine. Mă... Andreea, mi-aș fac singure. De ce? Pentru că e casa mea și eu zic că nu mă las singură. Efectiv, bravo, Andreea! Vorbiți, vă ascult. Băi, Andreea are o super atitudine, da? E bune, da? Da, mi-am dat seama. Nu ți se pare că vii cu replicile astea în cele mai nepotrivite momente și întotdeauna reușești să le dai așa, betavă, să ne faci pe noi să ne simțim prost, nu ți se pare? Nu, chiar deloc. Pe cele acestea mi-am furat viața. Știi ce? Eu m-am săturat. Livi și Stella. Îți dau o... Să știi că mi-e rușine. Serios? Hai, ia loc acolo și ascultă ce are fata asta de zis. Livi. Cu privirea asta de zici că vrei să spui ceva inutil și ceva rău și ceva grav. Ok? Tot eu. Nu mai râde, băi! Și nu mai schimba subiectul. Nici eu. Ok. O râs și el. Adela. Adela. Trebuie să spui ceva. Nu poți să-mi ascunzi chestia asta.
Nu e ascunde. Zi. Nu. Are. Nu. Leucemie. Ah! Ah! Asta mai lipsea. Ce ai spus? Perfect, asta mai lipsea. Ce, acum îi dai și ei bani de operație? Ah? Ca să moară la fel ca mama ei? What the f... Vezi, e așa de rea. Nu sunt rea deloc, nu da? Nu vine să cred. Man, nu vine să cred. Perfect. Abia aștept să văd cum îți pierzi banii. Din nou. Poate moare și ea. Cu banii tăi, cu tot. Wow, fraților, efectiv, wow. Wow, gen a fost cu un puternic impact emoțional. Bă, eu mă simt rănit. S-o picat perfect, bă, s-o prind atunci melodia, bă. Și cu replica asta de final, Andreea are așa oarecum, este o viperă, dar cred că are dreptate, bă. Este o femeie în toată firea, vă rog frumos să mă uităm o dată. Abia aștept să văd cum îți pierzi banii. Poate moare și ea, cu banii tăi, cu tot. Efectiv, pardon. What? Let's go, episodul 3. Episodul 3 în 2 episoade. Hai. Ia-ți-o, frate. O, nu, Denis. Sunt gata. Tu? Păi gata și ea, păi. O, nu. Pleacă cu golful. Mie nu vine să cred că eu mă pregătesc să fac un test de compatibilitate pentru Livy. Un test de compatibilitate? Nu știu ce să fie. Auzi, dar... asta. Mie mi se pare că familia lor e blestemată. Mai întâi Stella, apoi Tudor. Tudor? Tudor, apoi Stella așa cum ea. Tu... Nu știu. Mam... Ueleu... Test de compatibilitate pentru cirinichi? Plămâni? Bine, păi ție pot să spun un secret de ce mi-a zis Livy. What? Livy mi-a spus că ea când era mică... Livy... Avea un frate, sau o soră, nu știe nici ea. A găsit o poză în casă, cu părinții ei, ea, și încă un copil mic. Și nu se vedea dacă e frate sau... Ah, are dreptate. Era mic. Și... vrea să cerceteze, dacă mai are. Păi dar nu mai poate, că e la pat. Nu? Da. Da. Aiurea. O să încercăm. Și vedem după dacă suntem compatibili sau nu. Bă, compatibil la ce? Ca pe Tinder. Băi, chiar o pornit-o? Băi, aici pe uliță. Ce, oare apare cineva din spate? A, nu, e un simplu stătean. Bă. Oare pe cine sună? Denis. Alo, Andreea? Ce faci? Cum ești? Andreea... Păi nu sunt bine deloc. Știi că ai fost aici când a anunțat Adela că Livy are leucemie și... Da, chiar o râs! Am fost să fac astăzi testul de compatibilitate și ori zis că mă sună mai pe seară. Nu mi-o dat ora exactă. Și, na, am vrut să te sfătuiesc dacă noi nu suntem compatibili nici eu, nici Adela, Doamne ferește, să încerci tu. Ai putea să vii și tu acasă. Las-o, bă, că-i cu un gagiu! Las-o, bă, în pace. Bine. Vă certați în continuu. Porniți boxa! Bă, leu! Vă leu. Și m-a speriat. Oh, shit. Oh, men, dar o doare. Doamne, ferește. Băi, ajută-o, pup-o pe braz. Frate, nu poate să ridice. Men, imobilizată. Și pe asta doare în fund. Lasă telefonul. Băi, tipul ăsta de-abia poate să-și miște degețele de la picioare.
și pe mine, mă sună în pompier. Îmi sună Andreea. Da. 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 Trebuie să-l întâlnă și pe ea. Ce se întâmplă? Băi, Andreea nu e îngrijorată de mine. Nu e bine ce faci. Când lumea vrea să fie alături de tine, Livi, lasă-i să fie. Nu-i mai îndepărta. Bă, dar... Să taci și să nu spune nimic nimănui. Da. Stai, stai, lumuri acum. Da, sunt Denizia. Dați-o leacă mai încet. Da, cu telecomanda mai încet. Da, am făcut un test de compatibilitate și... Hai mă, zi rezultatul. Vlad! Uite cum sunt! S-o mișcă! Poate să miște! Man, o reînviat! Și, de fapt, e sora ta, nu? Bă, ajutor, ce se întâmplă? M-ai lăsat-o aici, mă, poate vreau pahar cu apă. Băi, cade între canapele, ajutor. Ce se întâmplă, fraților? Băi, ce s-a întâmplat, ajutor? Livia, Adela, Adela. Bună ziua. Bună ziua. Da, da, eu sunt. Bă. Serios? Ziceți, bă, vestea. Da. Mulțumesc. La revedere. Man, zâmbește, deci înseamnă că sunt compatibili. Nu vrei să cred. Sunt compatibili. Cu Olivia. Tu, ia, tu cu ea? Nu, nu se cred. Deci donează ficatul? Bă, de ce, de ce sunt segmentele astea atât de contrastate? De ce sunt așa de... Bă, mă doare aici. Bă, trăiești o emoție. Și respiri aici. Nu se cred. Bă, și te bucuri. Uite-o leacă! Ah, ok. Sunt compatibil. Ce se află după ușa asta, bă? Ce? Băi, lasă că era în meci acum. Nu este. Era pe Facebook. Ce? Ce se spune acum? Aole, jefuit o bancă fără mine, tu cum? Domnul Denis? Nu mai te plină! Bă, stai bă că ești bolnavă, bă! Nu te plină! Când faci chestiile astea. Aproape, doamne ferește, de moarte. Tu ești, ești real. Nu există moarte, băi. Știi. Aia e vestea bună, nu? E bună că o să plec, o să plec de aici. Unde pleci? O să mor, nebuno, o să mor! N-o să mor! Nu, să-ți zic ceva. Păi lasă să moară liniștită. Ce vrei? Sunt compatibilă cu tine, Livi. Ha? Ha? Nu te bucuri? Bine, ești șocată! Livi! Oh, nu! Fără mine, a? Au zis că-i cu ea, mă. Era exact cu ea. Fără mine ne-a făcut tine, mă! Mă, nu te mor, sunt compatibilă cu tine! Păi... Nu pot să-ți dau... Ei, nu poate ea să miște, dacă-ți freacă un genunchi, poate taci-o la... De ce? Nu degeaba. M-am mai zis să nu faceți nimic fără mine, m-am zis? Haide-i pentru tine! Nu stau la mine la nimănui! Da. Uite! Zis? Uite, sunt enervat. Nu stau la mine la nimănui. Nu stau la nimănui. Băi, efectiv, fata asta nu stă la nimănui. Cam ăsta a fost episodul numărul 2 din reacții, că serialul a fost episodul 2 și 3. Dar trebuie să le combinăm, să le facem mai scurte. S-au întâmplat multe chestii episoadele astea. Ne vedem cu episodul numărul 3 mâine la ora 6. Nu uitați dați un like la acest episod.
Și ca de fiecare dată, bețapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pup, pup!